Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu nici măcar nu mai luam în calcul să fac vreodată chestia asta, dar Radu mi-a adus aminte că nu v-am arătat niciodată rucsacul meu. Din motive destul de complicate, nu l-am arătat până acum, pentru că în sacul meu se mai află din când în când și obiecte sensibile. Însă o să vi arăt până la urmă, pentru că ce-ar putea să se întâmple? Vorba aia. Sunt trăim într-o țară destul de sigură. Acesta este rucsacul meu și o să vă-l arăt exact așa... Da, așa e. Încă încă mai ești câte o chestie nelansată în el și n-aș vrea să avem probleme. Acum să și mai multă grijă pe stradă. Îți mulțumesc pentru ideea, Radu. Felicitări. Oricum, să revenim. Acesta este pe bune rucsacul meu. Este rucsacul pe care o folosesc de, pf, nu mai aminte, 5-6 ani? La să te gândi, nu? Cu toți avem chestii sensibile în adică dacă vezi pe cineva cu un rucsac în spate, nu te aștept să aibă în el merinde. Mai ales în oraș. Sigur, are un laptop. Acesta este rucsacul meu de laptop și nu numai. O să vă arăt cam ce port eu în timpul unei zile cu mine într-un astfel de rucsac. Bine, conținutul variază, dar nu exagerat de mult. Dar o să încep de la ce este rucsacul ăsta. Și nu este o promovare pentru marca asta, pentru că eu atunci când l-am ales, l-am ales după niște specificații despre cum este făcut. Știu că încă se vinde și se vinde bine pe afară, mai ales pe la noi e destul de greu de găsit, deși l-am găsit pe anumite site-uri. Este un rucsac care m-a costat la momentul acela vreo 5 -6 de lei, nu mai știu exact, și nu este ieftin. Dar este un rucsac făcut din cordura. Un material care după șase ani de tăvăleală și milioane de kilometri la bord, adică am mers cu rucsacul ăsta pe 3-4 continente, ceva de felul ăsta, este în continuare aproape la fel. Sunt puține locuri, bucata de piele a început să se uzeze pe aici, care se tot atinge, în de pereți, chestia asta de pe aici, dar în rest, toate fermoarele funcționează, mânerele astea, tot din într un material foarte rezistent, cu piele, sunt tot acolo, foarte strong. Bretelele sunt la fel și am mai pierdut foarte puțin din uh, cât de moi sunt de aici, dar nu asta m-a interesat la ele. Dar sunt în continuare aici și fiecare piesă de pe acest rucsac funcționează cu o singură excepție. Are aici un buzunar magnetic în care, în teorie, poți să-ți pui un ziar, o chestie rapidă în care se omri și trebuie să se închide așa și să rămână atins magnetic. Magnetul a căzut undeva în interiorul căptușelii și nu se mai închide. Chiar apropo ce am aici. Deci nu cred că o să ghicești niciodată ce sunt astea. Am fost recent la o conferință în asta de stomatologi și aveam mănuși colorate și am văzut verzi și l am rugat pe tipul care le vinde să-mi dea și mie o mănușă verde. Cum ar fi să facem unboxing-urile cu mănuși verzi, Radu? Da, să pun un pic de talc înainte. Era o idee bună. <laughs> uh, da. Deci asta este una dintre chestii pe care le țin aici în rucsac pentru că am să le duc Arianei. Și am uitat. O să le umflăm acasă și o să facem baloane în ele. Sunt și de latex foarte bune. Au și pe muvă, am văzut și pe galben, toate culorile. Ca să nu se spere copiii când le bagi mâna în gură, să le scoți măselele, desigur. Bun, asta este buzunarul din față, un buzunar rapid. Și o, o, dată o să vă arăt din ce este făcut, ca să vă arăt și cam ce lucruri are. Buzunarele laterale au tot felul de chestii în ele. De deci, exemplu, ăsta de aici are un buzunar în care poți să-ți bagi lucruri și eu nu-l folosesc decât pentru... Un cutter de urgență, care are și cuțit cu care poți să tai chestii. Nu l-am folosit niciodată, dar e bine să ai că suntem bărbați și să știe. E vorba aia. Ai nevoie de ceva la îndemână pe care să pui mâna. Pe partea asta, la altă. Da, am cuțitul de... ce? Cuțitul de urgență, Radu. Aici am niște cremă de față, pentru că eu mă demachiez diminețile și trebuie să mă dau cu cremă după aia pe față, pentru că altfel um, mi se usucă față. Ați prins ideea? Uh, mai am uh, niște bomboane de gură ca să nu mi gura. Iar aici, în teorie, pot să mai fac două lucruri. Pot să-mi atârn cheile și o sticlă de apă. aici, spre exemplu, se pot atârna chei. Chei ca să nu le mai pierzi, chestii pe care eu le pierd tot timpul. Aici poți să atârnă chei și aici pot să bagi o sticlă. Uite, poți să bagi o sticlă cam așa să ne imaginăm că asta este sticla, dar în cap și sticle de, de, un litru am, băgat băgat aici, pur și simplu o bagi așa și chestia asta vine și o îmbracă peste. Pe site-ul lor poți să mai vezi, poți să strângi așa și tragi asta parțial așa, deci poți să, ia să sticla un pic de apă afară ca să o ai la îndemână. O chestie uh, utilă, am folosit-o de câte, câteva ori. În față mai am încă un buzunar în spatele acestei fețe, unde poți să spui chestiile mai urgente. Spre exemplu, Portofelul. În cazul meu, portofelul acesta este gol. <laughs> țin un portofel gol în rucsac, habar nu am de ce. L-am luat recent și n-am apucat să mut lucrurile în el, pentru că nu-mi țin de obicei portofelul aici. Dar țin alte chestii, cum ar fi? Asta e o chestie... Uh, 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 da... Uh, aici am... În momentul ăsta nu mai am pastile, mi s-au terminat de somn, de melatonină. Când călătoresc peste ocean sau pe distanțe foarte lungi, iau o, o melatonină când ajung la destinație pastile de cap și mai am niște pastile de stomac pentru că în ultima vreme fierea mea face scandal. iar aici, opa, astea sunt ultimele de conturi pe care încă nu le-am făcut. Și am găsit și 25 de cenți de dolar. Deci nu mi-am făcut încă de conturile. Eu strâng toate bonurile la fiecare deplasare pentru că trebuie să-mi fac de conturile când mă întorc. Și aici am cărți de vizită de la oamenii care m-au întâlnit în ultima vreme pe care mi-am promis că le voi băga în telefon într-o zi și nu se întâmplă niciodată. Ce scuze. Asta este buzunarul din față. Un buzunar rapid, dar mai am buzunare foarte rapide și utile pentru fiecare lucru în parte. Buzunarul cel mai important este ăsta de aici, care este special gândit pentru telefon. Pentru telefon. Aici sunt telefonul pe care uh, îl testez în perioada în care ne aflăm. Toate telefoanele astea pe care le vezi însă sunt blocate cu cod de blocare. Dacă cumva ne întâlnim pe stradă, fiecare telefon este blocat și securizat. Aici, pe exemplu, în momentul ăsta uh, testez pe 20 Pro, uh, aceste uh, XZ2 de la... Sony, un iPhone 10, vezi, ți-am toate sunt blocate, blocat și uh, Samsung S9 Plus, pe care tot mut chestii, tot pun chestii și nu mai termin. Sunt zile în care aici sunt mai mult de un telefon, să zicem. Sunt zile în care sunt și mai multe. Adică recordul a fost într-o zi de... Mai bine nu zic. Un alt buzunar care mi-a plăcut foarte tare, unul dintre motivele pentru care mi-a luat rucsacul ăsta e că e mai bun decât orice poșetă. Pentru că pot să-mi pun chestii sensibile aici sus. Aici sus pun chestiile cele mai sensibile, cum ar fi într-un buzunar elastic ochelarii de soare, pentru că eu îmi și stric ochelarii de soare de zici că sunt chiloți. Apoi am o pereche de căști foarte bune, uh, pe care le folosesc atunci când am ți să ascult muzică și, și am o uh, un un, uh, un microfibră să-mi șterg ochelarii și încă o chestie în care să-mi bag ochelarii. În teorie, ochelarii mei trebuia să stea așa. Dacă eram serios și un băiat cu minte, așa, și făceam lucrurile cum trebuie, care să-și respecte lucrurile, să nu le strice, nu așa, aș fi făcut așa ca să fie în microfibră, așa. Mai am o cască uh, ca, prin care vorbesc la telefon, așa, Dar Am chestii de strictă necesitate. Telefonul, căștile, ochelarii de soare și cam astea sunt lucrurile cele mai importante. Dar asta un pic că n-am ajuns la sertarul de laptop care se deschide așa. Îmi place foarte tare zona asta pentru că cel puțin din reclama lor, îmi permitea mie să trec pe la securitate, fără să mai scot laptopul din rucsac. Din păcate, însă, niciun aeroport pe care am fost, cu singura singură excepție, niciun aeroport pe care am fost, vă spuneam, nu mi-a acceptat să trec laptopul așa. Acesta este buzunarul de laptop în care. Poți să pui lucruri ca să fie bine protejate. Aici este o microfibră care la un moment dat, a fost netedă, acum este în continuare moale, dar nu mai este netedă. Dar buzunarul ăsta este foarte bine protejat, este cu spumă de jur prejurii. iar colțurile de jos unde sunt locuri de șoc, de impact, sunt întărite. Și de asemenea vine cu chestia asta pe care nu o mai folosesc deloc. Adică în teoria să fac așa. Și apropo, scaiul în nu are funcționează și prinderea asta de aici este și ea din piele. Toate zonele cu uh, frecuș mult sunt din materiale foarte, foarte rezistente. Fermoarul este, cel, este și el foarte important și o să vă arăt. Toate fermoarele de pe acest rucsac costă la fel de mult, dacă nu mai mult decât tot rucsacul, uh, celelalte materiale folosite. Fermoarele sunt primul indicator al, un, al unui obiect de îmbrăcăminte sau un accesoriu de foarte bună calitate. Cât e mai bun fermoarul, cu atât este mai valoros. Și aici țin ceva de citit. Am luat aceste știință tehnică despre Hawking și despre Falcon Heavy și o să o citesc. Nu este o plasare, pur și simplu mi-am luat-o din aeroport pe banii mei. Big up pentru prietenii noștri de la știință și tehnică. În teorie, aici ar putea să mai intre o tabletă. Pe vremuri țineam o tabletă în fiecare zi pe care poți să o fixeze așa. Din nou, așa e gândit, să să-l pui pe bandă atunci când ajungi la aeroport și să poți să le ții așa expuse, să le poate verifica polițistul, agentul de securitate, însă la noi nu este cazul și nici în străinătate nu prea mai găsi. Este o chestie asta, na, terorism. Îmi place că fermoarul acesta merge de jur în prejur, vine de aici, așa și îl întorc de jur în prejur și nu este doar unul, sunt două. Iar fermoarele acestea s-au deschis și închis de mii sau chiar zeci de mii de ori și sunt îngănoare ca noi pentru că au aceste elemente foarte solide și sunt fermoare foarte groase. Nu au nici un semn de uzură. După atâția ani nu au semne de uzură. Toate fermoarele funcționează foarte bine, nu mi s-au blocat nici măcar o dată. Fermoarele astea fac toți banii. La fel și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Toate fermoarele sunt extrem, extrem de importante și de valoroase. Uh, și mai avem un compartiment pe care nu ve l-am mai arătat. Aici Să intrăm în zona unde mai pot căra lucruri după mine. Aici este zona în care îmi țin așa. În interior mai sunt niște compartimente, cum ar fi ăsta mare de aici, este locul cel mai mare. Apropo, pe aici pot să vă arăt uh, cutia asta rigidă în care stau ochelarii. Iar aici am pus, pe exemplu, alimentatorul de la laptop, încă o microfibră, un alimentator cu încărcare rapidă pentru telefon. Uh, acesta este un mini gorilla pot pentru telefon, am încercat să fac o dată live de pe el și este prea slab, așa că o să renunț la el. Mai descoper chestii. Asta e de la Maria, l-am primit acum anul trecut, probabil. Să șterg ochelarii, nu am ochelari, așa că vă șterge laptopul. Iar aici sunt două buzunare în care, într-unul dintre ele, în momentul ăsta, țin un mouse și în buzunarul celălalt, de obicei, țin o baterie externă. Astea sunt buzunare interne în care poți să ții chestii care să stea separată de toată, tot haosul din zona asta. Și mai este încă un compartiment unde mai țin... Mai am un alimentator, curelușă. Mă așteptam să găsesc și chestii vii, dacă e să mă... se dea la bancă. E, și o ventuză pentru telefon, pentru că am o chestie magnetică la telefon și o am pe -aici. Uite, spre exemplu, telefoanele magnetice merg pe această ventuză pe care pot să o pun în mașină. O am la mine și uit de fiecare dată că o am. Desigur. Dar e bine cu -a. E bine, e, e bine să o ai. Va din nou să fac curățenie. Cu ocazia să o să și fac curățenie în rucsac, pentru că rucsacul ăsta eu îl folosesc și când merg pe scooter. Și gândiți-vă că merg pe scooter de, de niște ani și rucsacul ăsta stă în spinarea mea și pe soare, și pe ploaie, și pe vânt, și pe de toate. Și am încredere să în țin în el, după cum vedeți, aproape toată viața. Mai am un buzunar important aici. Pe lângă cele două compartimente am un buzunar transparent în care îmi țin mărunțișurile. Și cam acestea sunt mărunțișurile din acest moment din rucsacul meu un cablu USB, USB-C, de fapt cu, trecere printr-un micro USB și cu un adaptor, pe care îl pot folosi așa. Este de la o baterie externă, dar mi se pare foarte util, nu plec niciodată de acasă fără el. Aici am, a, uite o chestie, am uitat de asta. Aici am niște pinuri, niște insigne din astea. Îi mai dau Ariane câte unul că se bucură de ele și le pune pe gentuța ei, dar o să-mi prind și eu pe rucsac pe aici pe acolo. Acesta este pentru ventuza de mai devreme o suprafață, dacă pot, pot să creez o suprafață adezivă pe care să pot să prind ventuza în orice mașină, însă eu nu am mașină în momentul ăsta, așa că după ce o să am mașină o să-mi o instalez acolo. Acesta este un cititor de carduri SD de la Sandisk, PUS USB 3.0, care citește carduri HS2 și pentru că noi lucrăm foarte mult pe carduri SD, am nevoie de un cititor de carduri, acesta este unul dintre cele mai bune pe care l-am putut găsi și este și portabil, evident. Asta e gol. Adaptorul de rețea, l-am folosit o singură dată, dar nu vrei să rămâi niciodată fără conexiune și de multe ori, pe acolo până pe călătoresc eu, internetul este prost, dacă găsesc o conexiune cablată, întotdeauna o aleg. Adaptor de la USB-C la USB, să de pe vremea când foloseam Mac în fiecare zi, nu mai folosesc Mac așa că am USB-uri și nu mai folosesc adaptorul, dar... în glumim, ăsta poate fi băgat în orice telefon cu USB-C și îl, îl transformă într-un calculator cu ieșire USB pe care pot să bag orice, de aceea țin la mine. Și da, nu l-am folosit încă niciodată pe niciun telefon că n-a fost nevoie, dar e bine să ai, mai bine să ai. Apropo, adaptorul ăsta USB-C merge și pe telefoane, deci pot să bag, fac poze cu un aparat foto sau să fac filmulețe și după aceea să le transfer pe telefon cu un USB-C. Întrebați-mă de câte ori am făcut-o, evident o voi face. Să mergem mai departe, că mai am un al doilea Asta îmi scrie, dau lui Marian pentru că el are doar USB-C-uri la laptop. Le-am plasat două și dacă tot am două, mai vine de unul lui Marian, așa? Vorba aia. Că Radu Mai am un stick tot de pe la Sandisk cu USB-C de 64 de giga cu scriere și tirere rapidă prin care pot să-mi copiez chestii de pe telefon sau de pe calculator. Întotdeauna ai nevoie de un stick la tine. Se știe. Nici pe la nu l-am folosit încă. Aici am un microSD cu un card adaptor pe care îl pot folosi pentru telefon sau pentru dronă. Asta chiar îmi trebuie destul de des, adică măcar o dată, două ori pe an, de aceea am aici. Am niște chestii care se lipesc și încerc să-mi aminte de la ce sunt. O carcasă pentru cardul de mai devreme o să o pun în, la un moment dat la locul ei. Acesta este un YubiKey pentru semnătură electronică și să nu funcționează decât cu anumite servicii. Îl folosesc pentru a mă loga în anumite servicii de care nu-mi aminte pentru că nu le mai folosesc de mult un adaptor de la micro USB la Lightning. Țineți minte cablul de mai devreme. Cu asta am și micro USB și USB-C și Lightning, adică pentru device de la Apple să-mi încarc device-urile oriunde aș fi. Foarte bun, mai ales în deplasări. Foarte important când călătorești cu Radu sau cu alți colegi, dopuri de urechi, pentru că noaptea unii sforăie. Și eu sforăi, dar eu măcar am față de ei un antidot, sunt dopuri de urechi. Sunt niște dopuri de urechi foarte bune, pe care le bagi în urechi, practic și nu mai auzi nimic și poți să dormi. Înainte de a avea dopuri de urechi după mine, foloseam căști cu noi cancelling, o opțiune mult prea costisitoare și complexă. Și destul de dureroasă să dormi chestia aia la urechi. Aici am o chestie, am steagul național sub formă de bărățărică, mi s-a rupt recent de la mână, dar păstrez ceva tricolor în geantă întotdeauna. Mai am încă un adaptor micro-USB la Lightning, nu știu de ce îl țin aici, am un stick uh, de 64 pe USB 3.0 clasic, pentru că mai devreme v-am arătat unul pe USB-C, nu l-am mai folosit nici pe de mult, dar nu se știe când ai nevoie și mai bine să ai decât să n -ai. Evident, am întotdeauna la îndemână o cheiță pentru SIM, ca să schimb simurile, urile Eu schimb destul de des sim te, între, telefoane și o astfel cheiță este de importanță capitală, Ca altfel trebuie să apelez la Radu, că el are pe, la el pe chei. Am un pin cu cavaleria pe care să mi-l și instalez. Îl țin la mine și uite să mi-l pun. Și mai am un tracker și o chestie foarte mică pe USB-C, care este de fapt un YubiKey, precum v-am pe cel mai devreme, pentru logare în anumite site-uri. Asta este un trecăr ca să îmi descoper rucsacul dacă nu știu unde l-am pus. Desigur, ar funcționa dacă i-aș schimba bateria, ceea ce voi face chiar astăzi. Și cam acesta este rucsacul meu. Nu cred că mi-a scăpat nimic. Cu ocazia asta am descoperit și niște fantome ale trecutului, pe care va trebui să le exorcizez, dar suntem în regulă. Cam așa arată rucsacul meu. Dacă ai făcut și tu un astfel de clip, auzi Radu, am o idee. Ce zici dacă lansăm un challenge? Să ne arate oamenii să-și facă și ei what's in your bag. Să pună pe YouTube și să pună în uh, descriere uh, link-uri pentru clipurile lor. Și cele mai tari clipuri le vom face într-un nou clip pe blogul meu. Cele mai tari nu contează câte. Tu o să te la toate clipurile care vin. <laughs> Diferența între noi doi este că tu te vei uita la toate și eu o să mă uit la cele mai bune. Sau nu uităm amândoi. Deci, challenge. După ce ai văzut clipul ăsta, fă la fel cu rucsacul tău. Arată-ne ce ciudățenii ții tu în rucsacul tău. Fii creativ, arată-ne ce ai pe bune sau fă-ne măcar să râdem sau șochează-ne. Alege oricare dintre variante, găsim noi un motiv să te uh, premiem cu ceva, că nu, doar o să muncești de pomană. Sau dacă vrei doar glorie, te vom felicita public în fața audienței noastre și îți vom promova și canalul de YouTube ca să îți crească numărul de subscriber până la cer. Vrei așadar să te dai mare? Ai cu ce? Arată-ne rucsacul tău ca să râdem bine sau să ne distrăm. Eu am luat leapșa asta de la Radu, vă dau vouă, ajutați-mă așadar cu linkuri pentru că noi chiar ne dorim să vedem ce mai este și în cu altora. Poate ne dați idei, poate să mai bine organizate. Să nu uit să pun crema la loc. ah, și să vă mai zic o chestie. O să ziceți că rucsacul ăsta este scump. Și nu este ieftin în niciun caz. Un rucsac decent de începe de la 300 de lei. Eu am dat aproape dublu, dar n-am mai schimbat rucsacul de 6 ani. Cât ai schimbat un, 4 4. În patru ani? În șase ani, patru rucsaci? Ați prins ideea? Iar dacă ești fotograf, alege un rucsac specializat. Noi mai avem unul pe aici, pe care îl, acum e plecat la o filmare, în care ai și compartiment de laptop, dar și pentru echipament. Gândește-te foarte bine la ce folosești de adevăratele în fiecare zi și ia-ți rucsac pentru chestia asta, nu după cum arată. Intru și eu, după Lorena, prin magazine în care sunt obiecte de designer și sunt zile în care mi-ar plăcea și mie un rucsac mai feng shui, așa. Dar după aceea mi-aduc aminte că nu am găsit altceva în care să-mi țin toate lucrurile pe care să-l pot să le în spinare și să fie în siguranță. Uite încă o chestie de care am putea să zic. Aici în spate, chestia asta este suport lombar, este un pic mai umflată și depărtează puțin rucsacul de spate ca să se ventileze pe aici, pentru că și aici în cordura și este destul de etanșă. Iar aici este un loc gol pentru că acest rucsac vine constant peste troller și atunci îl pun pe troller și trag de aici. O să Punem niște imagini în clipul firmei, le fac reclamă gratuită pentru că merită. Sunt rucsaci foarte, foarte buni și Marian l-a văzut la mine și a cumpărat și el unul recent, un pic mai sport așa. Nu prea au scos modele noi ca să merite să schimb și oricum, apropo, nu știu cât ți zis, au garanție pe viață la ele. Cel puțin la material și la fermoare, garanție pe viață. Faptul că mie mi-a căzut magnetul de aici este un mic deranj. Eu cred că mi-am scos deja banii de pe el și de aici înainte îl mai folosesc încă pe atâta dacă am grijă de el, deși n-am grijă de el. Adică ăsta stă și pe jos și pe fundul lui, deci eu îl pun pe jos, da? deci nu am, îl tratez, nu-l arunc, dar îl pun oriunde am eu nevoie, nu are niciun semn de uzură pe fundul rucsacului. Niciun semn, da? Acum, nu vrem să vă convingeți să vă luați uh, uh, genți uh, scumpe, dar vreau să vă încurajez să vă luați genți bune pentru ce aveți voi nevoie. După ce dați sute mii de euro pe echipament, investiți măcar 100 de euro pe un rucsac potrivit care să vă protejeze obiectele. Acest rucsac mie mi-a protejat foarte multe lucruri. Am avut la un moment dat că în el, chiar dacă pare ciudat, încape în el geanta de Mavic cu tot cu Mavic în ea și cu bateriile. La un moment dat țineam drona în ăsta. în pe aici așa dacă desface asta. E mult mai mult spațiu decât crezi în interior. Deși este foarte compact, se turtește destul de ușor. Hai că am vorbit destul, m-am pornit. Cam acesta este my bag. What's in my bag? Ce este în rucsacul meu? Hai să vedem ce este în rucsacii voștri. Arătați-ne rucsacii voștri la comentarii. Cei mai tari vor fi prezenți într-un clip în care vă punem și linkul și vă promovăm. Dacă nu vreți promovare, spuneți-ne atunci când lăsați comentariu că vreți doar să vă arătăm clipul sau nu și așa o să o facem. Și cam atât. Nu uitați să dai un like, un share și un subscribe și până data viitoare păstrează-ți obiectele în siguranță. Toate obiectele, mai ales cele personale. mai bine!